Poate înlocui dieta ketogenică medicamentele psihiatrice? O să vedem în acest video, dar înainte de asta vreau să-ți spun că eu nu sunt medic și să nu schimb tratamentul fără consultarea unui medic. Un studiu condus de Stanford Medicine a constatat că efectele metabolice ale unei diete ketogenice pot ajuta la stabilizarea creierului. Pentru persoanele care trăiesc cu boli mentale grave, cum ar fi schizofrenia sau tulburarea bipolară, tratamentul standard cu medicamente antipsihotice poate fi o sabie cu două tăișuri. În timp ce aceste medicamente ajută la reglarea chimiei creierului, sau cel puțin așa se crede, ele provoacă adesea efecte secundare metabolice, cum ar fi rezistența la insulină și obezitatea, care sunt suficient de supărătoare încât mulți pacienți, încetează să ia medicamentele. Studiul a descoperit că o dietă ketogenică nu numai că restabilește sănătatea metabolică la acești pacienți pe măsură ce își continuă tratamentul, dar le îmbunătățește și mai mult sănătatea. Dr. Seti, care este certificat în obezitate și psihiatrie, își amintește când a observat prima dată legătura. În calitate de studentă la medicină care lucra într-o clinică de obezitate, ea a văzut un pacient cu schizofrenie rezistent la tratament, ale cărui halucinații auditive s-au diminuat după o dietă ketogenică. Acest lucru a determinat-o să cerceteze literatura medicală. Existau doar câteva studii de caz vechi de decenii despre utilizarea dietei ketogenice pentru a trata schizofrenia, dar exista un istoric îndelungat de succes în utilizarea dietelor ketogenice pentru tratarea crizelor epileptice. S-a dovedit că dieta ketogenică este eficientă pentru crizele epileptice rezistente la tratament prin reducerea excitabilității neuronilor din creier, a spus Seti ne-am gândit că ar merita să explorăm acest tratament în condiții psihiatrice. În cadrul studiului pilot de 4 luni, echipa lui SETI a urmărit 21 de participanți adulți care au fost diagnosticați cu schizofrenie sau tulburare bipolară, luând medicamente antipsihotice și care au avut o anomalie metabolică, cum ar fi creșterea în greutate, rezistența la insulină, Hipertrigliceridemie, displidemie sau toleranță redusă la glucoză. Participanții au fost instruiți să urmeze o dietă ketogenică cu aproximativ 10% din calorii din carbohidrați, 30% din proteine și 60% din grăsimi. Nu li s-a spus să numere caloriile. Accentul alimentației se pune pe alimente întregi neprocesate inclusiv proteine și legume fără amidon și fără restricționarea grăsimilor. Echipa de cercetare a urmărit cât de bine au respectat participanții dieta prin măsurări săptămânale ale nivelurilor de cetone din sânge. Cetonele sunt acizi produși atunci când organismul descompune grăsimea în loc de glucoză pentru energie. Până la sfârșitul studiului, 14 pacienți au respectat complet dieta 6 au respectat-o parțial și doar unul nu a respectat-o deloc. Înainte de studiu, 29% dintre participanți au îndeplinit criteriile pentru sindromul metabolic, definit ca având cel puțin 3 din 5 afecțiuni. Obezitate abdominală, trigliceride crescute, colesterol HDL scăzut, tensiune arterială crescută și niveluri crescute de glucoză în sânge pe nemâncate. După 4 luni de dietă ketogenică, niciunul dintre participanți nu mai avea sindrom metabolic. În medie, participanții au pierdut 10% din greutatea corporală și au redus circumferința taliei cu 11% și le-a scăzut tensiunea arterială, indicele de masă corporală, trigliceridele, nivelurile de zahăr din sânge și rezistența la insulină. Sunt schimbări uriașe, a spus SETI. Chiar dacă luați medicamente antipsihotice, încă putem inversa obezitatea, sindromul metabolic și rezistența la insulină. Participanții au raportat îmbunătățiri ale energiei, somnului, dispoziției și calității vieții. Există tot mai multe dovezi că bolile psihiatrice, cum ar fi schizofrenia și tulburarea bipolară, provin din deficitele metabolice ale creierului, care afectează excitabilitatea neuronilor, a spus Seti. Cercetătorii emit ipoteza că, așa cum o dietă chetogenică îmbunătățește restul metabolismului organismului, ea îmbunătățește și metabolismul creierului. Orice lucru care îmbunătățește sănătatea metabolică în general, va îmbunătăți probabil și sănătatea creierului, a spus Seti. Însă, dieta ketogenică poate furniza cetone ca sursă alternativă de energie în locul glucozei pentru un creier cu disfuncție energetică. Ca o concluzie, dieta ketogenică vine în completarea medicației psihiatrice și poate îmbunătăți sănătatea mentală a pacienților. De exemplu, în cazul acestui vlogger cu schizofrenie care a încercat deja această dietă, nivelurile de energie au crescut și halucinațiile precum și alte simptome s-au redus. Este vorba despre Living Well with Schizophrenia, îl puteți găsi pe YouTube. Și chiar în ultimul video spunea că nu mai are nici alucinații de când e pe dieta ketogenică și, și se gândește să renunțe, bineînțeles, sub supraveghere strictă medicală, să renunțe chiar la medicamentele pe care le ia. Deocamdată le-a redus foarte mult și se simte foarte bine pe această dietă. Dacă vreți să treceți și voi pe dietă din asta ketogenică, vă recomand să vorbiți cu un medic înainte, nutriționist, psihiatru. Eu unul nu sunt pe dieta ketogenică, poate o să încerc și eu pe viitor, pentru că aș încerca ceva uh, diferit pentru tulburările de vedere pe care le am. Am vorbit despre ele într-un alt video și aș fi curios dacă mi-ar dispărea și mie aceste tulburări de vedere pe o astfel de dietă. Dar am înțeles că dieta asta nu este pentru oricine, bine la pachet și ia cu niște riscuri, cu niște efecte secundare și de asta e important să țineți legătura cu niște medici ca să fie totul bine. Tu ce preferi, să iei o pastilă sau să ții o dietă? Sau amândouă? Până un alta am aici pentru tine încă un video, poți trăi cu o boală psihică fără medicamente. Dă click pe el și vezi care este părerea mea în legătură cu această idee. Mulțumesc, numai bine, gânduri bune să ai, pa,